apel ferm de la organizația mondială a sănătății. Respectați restricțiile fără relaxare, mai ales că vine Paștele ortodox. Directorul regional pentru Europa a fost cât se poate de Nu vă faceți iluzii, deși cifrele scad în vestul continentului, țările din est vor simți abia acum impactul total al epidemiei. Următoarele săptămâni sunt critice pentru Europa. Hans Henry Picluj, director OMS Europa, a declarat că amenințarea acestei pandemii produce încă o presiune uriașă asupra Europei. Numărul de infectări din toată regiunea continuă să crească. În ultimele 10 zile, numărul cazurilor raportate aproape că s-a dublat, ajungând la aproape un milion. Asta înseamnă că jumătate din bilanțul mondial al COVID-19 este în Europa. Din primele 10 țări din regiune, cu cele mai multe cazuri de infectare, au fost înregistrate evoluții optimiste în ceea ce privește scăderea infectărilor în Spania, Italia, Germania, Franța și Elveția în ultimile săptămâni. Însă, aceste mici semnale pozitive din anumite țări sunt contrabalansate de creșterea constantă sau bruscă a cazurilor în țări ca Marea Britanie, Turcia, Ucraina, Belarus și Rusia. Următoarele săptămâni vor fi critice pentru Europa. Acesta face apel către toată lumea să continuăm să respectăm măsurile, mai ales când ne apropiem de Paștele Ortodox în zilele următoare.